Te salut, Adi, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația la un interviu pe canalul meu de YouTube. Aș vrea să îmi spui în primul rând cine ești, cu ce te ocupi, ce vârstă ai, așa puțin despre tine. Păi am 33 de ani, lucrez într-un penitenciar. E, vezi tu, chestia asta cu acvaristica cred că balancează un pic lucrurile astea. Categoric. Adică nu e un mediu plăcut. La asta mă relaxează, știi, și mă scoate din lucrurile alea. Așa, păi destul de scurtă prezentarea. Da, nu sunt genul care vorbește despre el foarte mult. Am înțeles. Ok, știu că în urmă cu ceva vreme căutai informații pe, nu știu, pe net, probabil și de la prieteni și în alte locuri, despre skateboard, despre compoziție, despre tot ce înseamnă arta aquascaping-ului. Vreau să-mi spui unde ai găsit aceste informații. Păi, cred că prima oară am început undeva prin 2018, nu bag mâna în foc. Și cred că primele tutoriale pe care le-am văzut au fost cele lui James Findlay. Nu mai țin minte cum se numea canalul, dar cred că le știe toată lumea. Și cred că erau cele mai simple sau cel mai ușor de înțeles. Erau chestii minimaliste, nu erau lucruri complicate. Asta a fost prin 2011. Știu că am realizat atunci un acvariu, aveam un acvariu de 160 de litri. Până atunci, doar cum are toată lumea, câteva plante aruncate acolo, niște pești, nimic organizat, ca să zic așa. N-am investit niciodată foarte mult în treaba asta. Adică era ceva mediu, ca să zic, nici măcar mediu, nu cred că eram la un nivel mediu. După treaba asta, a trebuit să mă mut, am vrut să-mi mut și acvariu cu mine. Mi-am făcut un acvariu mai mic. Am zis să fie doar să mut ce plante mai aveam atunci și cei câțiva pești. După ce l-am pus pe poziție, am zis totuși hai să-l fac să arate într-un fel. Și am început să așez diverse lucruri, hai până la urmă să-mi cumpăr niște soil, hai să mai fac diverse chestii. M-au ajutat, cred că atunci m-a ajutat prima oară Adi Lazăr și cu Brodo. Și am renunțat la acvariu mare, am rămas doar cu ăsta mic, l-am dus într-o formă bunicică, o să zic așa. Atunci m-am înscris și prima oară la niște concursuri, cred că a fost în anul ăla, deci acvariu făcut în 2019, m-am înscris în 2020 la IAPLC și la RONAC. Deși n-a fost, cum să zic eu, un acvariu foarte muncit și intenționat de concurs, a fost locul 5 la RONAC și ia PLC undeva pe la 600 și ceva. O să ajungem și la partea asta cu concursurile și realizările. Păi uite, aici începe treaba, pentru că în momentul ăla am realizat că pot să fac mai mult decât mi-am propus. Și atunci am început să caut absolut toate tutorialele pe care le-am găsit pe YouTube, toate comentariile de la diverse concursuri, pentru că ai văzut că unii jurați lasă și comentarii. Acolo a început, practic, nu știu cum să spun. Acolo am început să învăț cam tot ce știu în ziua de azi. Da, da, da. Deci ai învățat aproape totul pe net, te-au ajutat prietenii care erau exact în domeniul, care erau acvariști mai vechi. Da. Și foarte important, ai citit comentariile care veneau de la niște oameni foarte, foarte capabili. Exact. De la jurați, de la diverse persoane. Am început să studiez atunci când am văzut un acvariu care îmi place sau care consideram că are ceva wow. Am început să studiez ce, cum face, detalii, poziționare. Cam în fiecare acvariu se găsește ceva de învățat. Deci ai învățat pe cont propriu, cum ar veni, inspirându-te de la alții. Da, am investit foarte mult timp în treaba asta. A fost și o perioadă în care
aveam destul de mult timp liber, adică sunt tutoriale pe care le-am văzut poate și de 4-5 ori. Mm-hmm. Și ai investit timp ca lumea. Și timp foarte mult, da. Și chiar după ce vezi a cincea oară, realizezi că e ceva care ți-a scăpat prima dată. Exact. Spune-mi, te rog, despre acvariile tale de până acum. Începând de la cel din tâi până la ultimul cu care ai câștigat concursuri. Îți dai seama că cel din tâi e greu să-l mai găsești undeva, pentru că toți am început la vârsta la care eram copii. Deci e o pasiune veche, nu e din era nouă aquascaping-ului. Nu. Nu știam despre aquascaping absolut nimic până, cred, prin 2018 sau ceva pe acolo. Nu bag un în foc. E o pasiune veche, nu mai am o poză a primului acvariu. Am început și eu ca toată lumea cu un acvariu mic și o sumedenie de pești. Probleme. Țin minte că undeva prin liceu, după primii pești pe care i-am cumpărat, au fost niște vivipari, ceva gupii, molii, și cel de la magazin mi-a vândut împreună cu ei niște ciclide. Cred că Nigrofasciatum albino, cred că se numesc. Combinație bună. Combinație, da, îți dai seama, senzațională. Probleme, la fel ca toată lumea, nu știam nimic despre filtrare, despre lumină. Nu țin minte dacă am avut și ceva plante naturale, probabil am avut tot plante de plastic. Cred că cea mai... cea mai recent, de fapt, singura poză disponibilă pe care o am din perioada asta mai de început, e undeva prin 2011, când am început să folosesc plante naturale, să așez cât de cât lucruri într-un acvariu. Deci totuși e ceva vreme de când. Da, e o chestie veche, doar că a fost făcută cu pauze. Adică am avut un an, doi, pe urmă am avut iar perioade în care poate mi-a permis timpul liber sau diverse lucruri să mai înaintez în hobby-ul ăsta. Dar întotdeauna am încercat să țin lucrurile simple. Câteva plante, câțiva pești, nimic deosebit. Am înțeles. Deci în ultimul an ai avut o ascensiune foarte mare, dar se pare că totul se datorează background-ului tău, pentru că nu este munca unui an. Teoretic, tu te-ai apucat de acvaristică de când erai copil, plus ai avansat, te-ai mai lăsat, ai revenit. Ideea e că nu pot să spun că a fost o creștere continuă. Probabil până acum vreo 2-3 ani a fost o chestie care a stagnat. Nimic nou. Totul era la fel. Și din ce cauză? Adică de ce ai avut aceste perioade moarte? De ce ai avut pauzele? La fel ca toată lumea. Lipsă de timp sau nu m-am mai atras. Sunt și o persoană competitivă. Nu există o linie de finish. Mm-hmm. Nu există un cel, nu există... Există un cel. Pentru ceea ce să lucrezi. Da, ești pur și simplu ceva care plutește acolo undeva. Și știu că ai avut foarte multe realizări în anul trecut. Care realizare o consideri tu cea mai importantă? Asta cu foarte multe realizări mi se pare un pic exagerată. Păi chiar și Silviu de pe grupul de Academia de Acvaristică te-a ales pe tine ca fiind cel mai bun debutant, cel mai bun acvarist al anului trecut, care a avut cele mai multe premii, a participat la cele mai multe concursuri. Da, mi-am propus să particip cam la tot ce am putut să mă încadrez. Tocmai din același motiv pe care ți-am spus și mai devreme, sunt o persoană competitivă. Și un alt aspect este faptul că am vrut să văd poziția juriului, pentru că fiecare concurs o să vezi că ai clasări diferite, adică în funcție de viziunea lor. Chiar dacă există niște reguli, fiecare este impresionat mai mult sau mai puțin de ce ai realizat. Da, da. Mai mare realizare? Nu știu. Hai să începem cu acvariul de cel participant la IAPLC.
La ea pe lecea n-a fost nicio poză foarte bună, a fost destul de întunecată. N-a avut o clasare minunată, ceva gen 599, dacă nu mă înșel. Destul de dezamăgit atunci. Dar din 2000 sau 3000 de participanți? Din 2600, cred că au fost anul trecut sau ceva de genul. Ei, nu e chiar rău. Nu e rău, ideea e că eu am comparat cu ce am făcut cu un an în urmă, unde am fost 600 și un pic și am zis că nu e, practic, nu pare a fi nicio evoluție, cu toate că Agvariu avea poate 10 clase peste ce am făcut cu un an în urmă. Este evoluție pentru că ai avut 600, dar erau 2000 de participanți. Într-adevăr, dar nu m-am mulțumit, ca să zic așa. Pe urmă, cred că la IIAC a fost 199. Nu mai țin minte câți participanți. A fost decent. Nu. N-a fost ceva îngrijorător. Cea mai bună clasare practică a fost la Ronac, locul 1, din vreo 40 ceva de participanți. A mai fost clasat pe locul 4 la Web Aqua Skipping Contest, tot așa din vreo 40 de participanți. Și cred că asta ar fi cel mai de menționat la Aqua Skipping. La Biotop am avut locul 1 la Ronac, locul 13 la CIAC, din vreo 60 de participanți, nu știu dacă i-au fost toți sau doar pe ei au postat ei, toți, majoritatea asiatici. Am fost singur român participant acolo, cred. Am mai avut locul 1 la Web Aqua Skipping Contest. Cred că astea au fost cele mai mari rezultate la Biotop. Ar mai fi, să zicem, poate de la EAEC, locul 86, nu bag mâna în foc, undeva pe acolo, dar practic cel mai bine clasat Biotop. Acolo nu există categoria Aqua Skipping Biotop. Acolo sunt la grămadă, sau cel puțin așa am înțeles eu treaba. Și ar mai fi la Wabikusa, unde a fost înscris doar la Ronac. A fost făcut și destul de târziu, după cum am și spus, n-a fost intenționat să câștige. A fost făcut pur și simplu pentru a participa, pentru a avea cât mai mulți participanți. Cam astea cred că au fost cele mai notabile. Super! Deci chiar sunt multe. Ți-am spus că pe 2021... Uite, să știi că am uitat unul, Agvariu de la Aquascaping. Pentru Aquascaping a fost top 10 la AGA, la categoria 80-160 sau ceva de genul. Asta cred că a fost printre cele mai surprinzătoare pentru mine. Cred că ești singurul român care a participat la toate concursurile astea. Să știi că n-am participat chiar la toate. De exemplu, la EAEC n-am putut să particip pentru că acvariul meu fusese deja desființat și la ei este nevoie de confirmare. Ai nevoie de o coală albă așezată peste acvariu pe care să scrie concursul și anul la care particip. Și mi-ar fi plăcut să particip la BADC acum în ianuarie. N-am știut că există înscrierea acum și la fel cer confirmare, trebuie bilet pus peste acvariu cu concursul și anul la care, anul în care particip și din păcate acvariu nu mai există. Mm-hmm. Dar e unul dintre cele mai mari la concursul de biotop și mi-aș plăcut să particip, dar poate cu altă ocazie. Sper să particip și să iei un loc bun. Mulțumesc! Chiar dacă nu mi-am propus treaba asta, sincer să fiu, acvariul pentru Biotop și Wabikusa au fost făcute mai mult pentru a încuraja cât mai multă lume să participe. Adică eu chiar am încurajat pe toată lumea pe care mai stat de vorbă și așa să participe. Consider că de ce suntem mai mulți participanți la orice concurs național, cu atât și sponsorii vor fi interesați să apară pe piața din România. De multe ori ne plângem faptul că nu avem diversitate, faptul că nu găsim anumite lucruri. Consider că de ce ne facem mai văzuți, o să avem și lucruri mai multe pe piața acvaristică în România. Așa este. Așa este. Și câte acvarii ai în momentul de față? Față am 4.
unul urmează să fie resetat și mai am o abicusa care necesită o întreținere minimă. Cel care a câștigat Ronac anul ăsta va fi disponibilizat și el, va apărea altceva în locul lui. Sper să am deja o idee, sper să fac ceva și pentru anul. Și în momentul de față am, după cum ți-am spus, 3 acvarii. Acvariul pe care îl pregătesc pentru IAPLC sau alte concursuri, cel de 160 de litri. Mai am un cub de 30 de centimetri, care mi se pare că mi-a ieșit destul de drăguț în ceea ce privește hardscape-ul. Nu știu cât de bine o să-mi iasă plantarea. Am proiectul pentru Tetra, realizat împreună cu Tetra, cel de 100 de litri. Și mai am un acvariu de 50 de centimetri, pe care încă nu m-am hotărât cum o să-l redecorez. Am mai multe idei, am vrut să-l și înlocuiesc, dar nu sunt încă foarte hotărât. Am vrut anul ăsta să fac chestii diverse, adică, de exemplu, dacă acvariul de anul trecut pentru concurs a fost ceva cu piatră, anul ăsta am vrut să diversific, nu vreau să fac același lucru. Sau cel puțin să le combin într-un fel. Vreau să experimentez cât mai mult, adică vreau să încerc și doar cu piatră, vreau să încerc și doar cu lemne, vreau să... Da, da, să nu te saturi de același tip de escape. Și să nu te saturi și în primul rând să înveți să lucrezi cu toate, pentru că știu sigur că timpul nu va mai permite pe viitor să întrețin atâtea acvarii. Oricum o să-mi fie greu și cu cele 4 pe care le-am în momentul de față. Cam cât timp petreci cu acvariile? Amenajare, mentenanță? Nu există un standard, sau poate sunt zile în care nu fac nimic, sau poate am zile consecutive în care mă ocup doar de asta. Depinde ce am de făcut. Evident că atunci când trebuie să fac un hardscape durează mai mult și dacă termin ce am de făcut astăzi, să spun, nu îl dau la apă. Prefer să-l mai studiez și să văd unde am greșit, ce aș putea să îmbunătățesc. Dar am învățat să nu fac lucrurile pe grabă. Dar cât timp? Și totuși, într-o săptămână, cam cât timp îți ia ca să ai grijă de astea? Sunt zile în care poate nu mă ocup de nimic altceva decât de treaba asta. Mai ales dacă trebuie să plantez sau, spre exemplu, cubul de 30 de centimetri mi-a luat 5-6 ore într-o zi doar plantat. Chiar dacă pare un acvariu mic, e foarte înghesuit și mi-a fost foarte greu. Plante mici, greu de așezat. Depinde ce am de făcut. Poate dacă am de făcut doar o mentenanță, să zic, durează 2 ore la toate. Dar sunt și zile în care nu fac nimic. Nu știu, nu pot să fac o medie. Mie deci ai timp personal destul atunci. Pe lângă job și pe lângă acvarii, ai timp personal. Am și timp personal, da. Apropo, ești într-o relație? Fetele, ce părere au despre acest hobby? Presupun că se ivește discuția despre acvarii. Se ivește, evident. Sunt persoane pe care nu le atinge chestia asta. Poate te felicită sau bravo ceva, dar este evident că nu au nicio chestie. Și sunt persoane care apreciază munca depusă, dar destul de puține. Se zice că acvariștii sunt nerds, știi? Da. Știi cuvântul ăsta, da? Și aici tot timpul trebuie să faci cumva ca să nu devii foarte nerd, pentru că există și ceva foarte cool în acvaristică. Și nu știu, eu niciodată n-am reușit să insinuez chestia asta. Când se ivea vorba despre acvaristică, toată lumea era așa, este o chestie care e pentru oameni de știință, pentru nerds, pentru nu e nimic cool acolo, știi? Și chiar mă gândeam că aici trebuie să batem cumva și să mergem în direcția în care acvaristica înseamnă ceva design foarte cool în casă, știi? Și de fapt asta e aquascaping-ul.
Să știi că foarte multe persoane apreciază faptul că pare relaxant să ai un acvariu, să te uiți la niște pești cu mânoată, o pată de culoare în casă. Din punctul ăsta de vedere, e interesant pentru alte persoane, doar că atunci când o duci la un nivel mai sus, nu mai este aceeași atracție. E plăcut, le place să vadă un acvariu bine realizat, doar că pentru ei munca pe care o depui nu este neapărat relevantă, ca să zic așa. Un acvariu care e pentru concurs versus un acvariu care e doar așa de design, de afișare, știi? Este totuși o diferență, pentru că pentru acvariile, pentru concursuri, trebuie să pui chiar foarte mult efort. Adică trebuie să-ți depui toată energia dacă vrei să ajungi la un anumit nivel. Dacă ai doar un acvariu care este în casă, faci mentenanță o dată pe săptămână, nu contează chiar așa de mult ce și cum arată, atunci da. E total altă treabă. Aș vrea să-mi spui, ce recomanzi pentru începători? Foarte mulți se apucă de acvaristică speriați și de la un pro ca și tine pot învăța multe și pot primi sfaturi bune. În primul rând, răbdare pentru toată lumea. Cred că asta contează cel mai mult. Toți ne grăbim, hai să mergem, ne luăm acvariu, ne luăm pești, ne luăm ce ne dă la magazin și considerăm că lucrurile or să meargă de minune. Majoritatea dintre noi, atunci când ne apucăm, avem probleme. La incompatibilitate la pești, acvarii neciclate, alge, diverse lucruri. Nu știu dacă a început cineva fără să aibă probleme, să vină să zică am apă albicioasă, am pești care mor. Cred că toată lumea are aceeași problemă. Și consider că atât timp cât ai răbdare să te documentezi, lucrurile ar trebui să meargă cum trebuie. Probabil asta e cea mai mare problemă a lumii din ziua de azi, răbdare. Da. Toată lumea fuge, nu se documentează adecvat. Sau dacă se documentează dintr-un singur loc și crede că de acolo a învățat totul. Exact. Deși când eram copil nu făceam treaba asta pentru că evident nici sursele de informare nu erau categoric atât de diversificate ca în ziua de azi. Nu erau atâtea surse de informație. În caz, țin minte că toate lucrurile pe care le învățasem pe vremea erau dintr-o carte de pe vremea pionieratului. Da, fac un video despre niște cărți. Și cred că, nu știu dacă e aceeași carte, dar o să includ și cartea respectivă. Este din 61, mi se pare, sau 62, de un acvarist clujan. Cred că era clujan. Ceva Casun Zoltan îl chema. Nu știu dacă știi cartea. Nu, eu aveam altă carte, despre ea am auzit, dar eu aveam altă carte. Era despre mai multe domenii. Tuns, pomi, îngrijit... porumbei, diverse lucruri, printre care și câte ceva despre acvaristică. Îmi dau seama dacă era vorba și de păsări și de pom fructiferi. Exact. Ceva detalii, pentru că era destul de groasă cărticica, să știi. Avea și poze, era ok. Pentru, evident că vine și odată cu vârsta, nu mă mai apuc de absolut nimic până nu mă documentez. Orice vreau să fac, că e un lucru nou și nu știu nimic despre el sau că mai știu câte ceva, în primul rând îmi ofer timp pentru documentare, nu mă mai grăbesc. Și surse sunt destule, acum hai, serios. Astăzi există YouTube, dacă orice ai vrea să faci acasă, sigur găsești un tutorial pe YouTube. Și ce planuri ai pentru viitor? Ia PLC? Pe asta te bazezi? Deși nu-mi pun speranțe mari în el, pentru că... mi se pare că nu fac genul de acvariu care ar fi apreciat în zona aia de concurs. Cred că toată lumea așa zice. Am văzut cam care este trendul. Da, dioramele. Și nu știu dacă mă duc neapărat în direcția aia. Adică am văzut acvarii care sunt pur și simplu wow, te dau pe spate. Dar nu cred că e genul meu de acvariu. Dar aici sunt, când faci un acvariu, poți lua două căi. Una e să faci conform trendului ca să încerci să impresionezi juriul și să câștigi, sau poți să faci așa cum îți place ție
indiferent, nu te gândești la concursuri, normal trebuie să aibă o estetică bună, dar nu te gândești la concursuri, o faci așa cum îți place ție și după aceea vezi. Da, dacă e să iei un loc bun, da, dacă nu, măcar ți-a plăcut ție, tu care parte o abordezi? În momentul de față încerc să fac ceva care să-mi placă mie, dar încerc să aplic cât mai multe dintre regulile sau lucrurile pe care le-am învățat despre ce se jurizează într-un concurs. Asta e cel mai important, cred că să-ți placă ție, pentru că dacă nu, dacă o faci doar de dragul concursului, da, există partea în care ești competitiv și vrei să câștigi, dar cred că nu te mai fascinează așa de tare când ajungi acasă și trebuie să faci ceva la acvariul respectiv, doar pe jumătate pui suflet pentru că știi, da, că exact, ai făcut un compromis. Sau o mentenanță foarte greoaie care nu-ți place, la fel, nu o să te aducă nicăieri. Văd că ai un acvariu în spatele tău. Nu se vede foarte bine pentru că este supraexpus. Acesta care este? Este proiectul realizat împreună cu Tetra. Este proiectul Tetra, așa-i? Și Tetra este un sponsor pentru tine, doar un colaborator? Care este relația voastră cu Tetra? Colaborator, să spunem așa. Sponsor, cred că nu e un cuvânt pe care îl agrează nici ei, nici eu, sună un pic, nu știu, într-un fel. Deci sunt doar așa într-o colaborare prin care vă ajutați reciproc. Exact, nu avem nicio obligație nici față de mine, nici eu față de ei. M-au ajutat de câte ori am solicitat. Am încercat să fac cât de multe pot pentru a da ceva înapoi. Și cred că este și un lucru care face ca o relație din asta să meargă. Nu există un standard. Trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Da, da. Au produse bune. Tu folosești produsele lor pe toate acvariile sau îți alegi acum? Depinde. Majoritatea, da. Gen filtrele externe am pe toate acvariile, cele de la Tetra. Ori folosești doar filtre externe? Nu, la ultimul proiect pornit alături de Tetra am doar filtre interne. Ok, dar este un acvariu mai micuț. Este un acvariu de 100 de litri. Nu e chiar micuț. Mediu, i-aș zice. Deși eram un pic îngrijorat, n-am mai folosit un filtru intern de foarte mult timp, eram îngrijorat de faptul că nu o să funcționeze cum trebuie, să știi că am fost plăcut surprins. Adică uitasem că putem să facem treaba asta chiar cu un minim. Da, da, da. L-am modificat puțin într-adevăr, pentru că deși are spațiu suficient de mult pentru mediul de filtrare, nu erau organizate așa cum aș fi vrut eu. Și am preferat să-i mai adaug niște ceramică și niște perlon pentru o filtrare mai bună, mai eficientă și pentru apă mai curată. Nu știu să spun sigur ce, cât lucrurile au fost făcute la ochi, dar apa arată destul de bine. Surprinzător. Nu sunt probleme, apa este clară. Pare de niște muci din aia pe lemne și niște algă maro care oricum apare, sau cel puțin așa mi se întâmplă mie la fiecare acvariu pornit. Nu am avut probleme momentan. Da, nu am avut alte probleme. Este adevărat, nici nu are foarte mult de când este pornit, are în jur de o lună de zile, abia am adăugat peștii. Dar sunt optimist, așa. Adică știu că o să fie drăguț. Încă nu este cum trebuie, mai am ceva plante de adăugat. Vor mai apărea modificări în timp, în funcție de cum se prezintă, în funcție de viteza de creștere a unor plante. O să fie drăguț, eu așa sper. Și crezi că succesul acvariului se datorează și background-ului tău, sau oricine poate începe cu sistemul respectiv și să-i meargă la fel de bine? Atât timp cât ai răbdare și iei lucrurile pe rând, cred că oricine poate să reușească. E speranță începătorilor. Se poate și da, și nu da, trebuie da, să investești da, poate și foarte, foarte mult în echipamente, că se poate oricum. Exact. Sincer să fiu, și acvariul pe care l-aveam undeva prin 2011 avea în jur de 120 de litri și a fost un tot cu un filtru intern.
și arătau destul de drăguț. Plante easy, crescute cu neoane comerciale, cu... Adică tot a fost improvizat pe vremea aia și chiar am arătat destul de drăguț. Foarte colorat. Da, dar totuși știai ce faci. Adică nu ai improvizat și ți-a ieșit, totuși știai când improvizezi, de ce improvizezi așa ca să-ți iasă așa. Da. Mm-hmm. Adică înapoi la aceeași idee de documentație. Exact. Pe vremea aia existau forumurile care erau destul de active și se găsea foarte multe informații. Un lucru care lipsește după vremea aia sunt jurnalele, unde puteai să iei un acvariu de la... Adică să vezi cum a pornit un acvariu de la zero și unde a ajuns. Da, știu că am început și eu un jurnal și cred că am 2 sau 3 postări când am început, când am avut o problemă și când am închis acvariu, când am desfăcut. Și eu, nu știu, cred că 2 sau 3 jurnale. Unul a fost în genul celor de care spui tu. Am început, am vrut să renunț, hai să mai continui, iar s-a mai întâmplat ceva, iar am vrut să mai renunț, dar am mers mai departe. Hai, eu îți doresc mult succes cu acvariile, mult succes la concursuri și multă sănătate și să ne auzim cu bine. Îți mulțumesc și ție la fel, succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc!